Imagini halucinante au fost surprinse de o cameră de bord. Pe filmare se vede cum un tir face o depășire periculoasă, intră pe contrasens și frânează în ultimul moment. Și șoferul mașinii care s-a pomenit cu mastodontul în față a avut prezența de spirit și a apăsat de asemenea pe frână. Filmarea a apărut pe o rețea de socializare și a strânit o mulțime de comentarii. Grav accident de circulație pe drumul dintre Turda și Cluj. O mașină a fost făcută zob, iar 4 oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportați la spital. Accidentul ar fi avut loc pentru că unul dintre șoferi nu s-ar fi asigurat la schimbarea benzilor de circulație. În acel moment, pentru a evita impactul, un alt conducător auto, care se deplasa pe aceeași direcție, dar pe banda a doua, a pătruns pe contrasens, unde a intrat într-o altă mașină. O autobasculantă încărcată cu bitum s-a ciocnit cu 2 mașini la ieșirea dintr-o localitate din Prahova. În urma impactului, un adolescent de 14 ani a rămas încarcerat și inconștient, iar o altă femeie a suferit mai multe răni grave. A fost nevoie de intervenția unui echipaj de descarcerare și a 2 echipaje de prim ajutor. Victimele au fost preluate și duse la spital de un elicopter. Ați văzut așadar aceste imagini surprinse doar în ultimele 24 de ore pe drumurile din România. Fie că am vorbit de Transilvania, fie că am vorbit de aici, de Prahova. Sorin Ene, campion național de drifting, este alături de noi prin telefon. Bună ziua și mulțumesc că ați onorat invitația noastră. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Bună ziua și urmăritorilor noastre. Ce putem face când vedem un tir că vine direct către noi sau vedem că o basculantă încărcată cu bitum intră în 2 mașini? Ce putem face? Sigur, aș face, în primul rând, aș vrea să vă spun că cele două, am urmărit secvențele, sunt două întâmplări care pur și simplu, dacă le lipești una pe cealaltă, creează un filmuleț. În primă instanță cu un final fericit, mă refer la basculanta care intră pe contrasens sau la camionul care intră pe contrasens, face așa depășire inconștientă și șoferul autoturismului, într-adevăr, cum a spus, are prezență de spirit și vede, surprinde tot, bineînțeles, frânează și evită impactul. Și a doua parte a filmului și finalul mai puțin fericit este cea cu basculanta încărcată cu bitum. Culmea este tot o mașină de gabarit mare, tot cu cabina albă și aceeași marcă, care nu mai poate evita impactul cu mașină de categorie foarte mică, se vede acolo, urmările fiind tragice, am urmărit imaginile. Într-adevăr, în ultimii ani de zile, grupajele de știri s-au transformat în grupaje de accidente. Ați văzut și noastră, sunt din ce în ce mai multe accidente, unele surprinse, altele mai puțin surprinse de către camere de bord și alți participanți la trafic. Am mai spus-o și o repet în mod public, în momentul în care ne suim la volan, trebuie să ne gândim sau să lăsăm la o parte gândul, de fapt, sau ideea că nu ni se poate întâmpla nouă, nu. În momentul în care te sui la volan, ești conducător auto, lași orice altă activitate și ești cât poți tu de atent în tot ceea ce privește activitatea de conducere pe drumurile publice. Eu aș vrea să subliniez un lucru aparte în aceste imagini de care am vorbit. Sunt șoferi profesioniști, cei care conduc aceste utilaje de mare tonaj. De la ei avem cele mai mari pretenții, nu de la un amator, de la un novice, de la un tânăr care s-ar urca pentru prima oară la volan și ar produce un accident. Aceștia sunt profesioniști, ei au un anumit număr de ore pe care trebuie să le aibă la volan, nu trebuie să le depășească, au o viteză pe care trebuie să o respecte pentru că sunt înregistrați. Să știți că mă bucur că dumneavoastră a fost primul care a spus problema și cu atât mai mult în acest mod elegant, aș sublinia. Ceea ce voi afirma acum în spațiul public, să știți că fără doar și poate îmi voi atrage critici prin afirmațiile pe care le voi face. Dacă sunt atât constructive, toată lumea le acceptă sau trebuie să le accepte. Sper să fie constructive și chiar, adică sunt constructive, sper, da, și chiar îmi asum într-o mare măsură ceea ce afirm, bineînțeles cu argumente. Circul și noaptea destul de mult, pentru că circul și am foarte multă treabă și vreau să vă spun că mulți transportatori sau șoferi profesioniști, cum a spus dumneavoastră, cu atât mai mult în oraș, haideți să spunem în oraș, și desfășoară noaptea activitățile, asfaltare, lucrări la infrastructură, etc., care bitum, asfalt, cicare și așa mai departe. Vreau să vă spun că nu am văzut un conducător autoprofesionist care să conducă o mașină de mare tonaj să-l văd nu cu 50, 60, 70 la oră. Adică mi-aș fi dorit să-l văd măcar cu 70 la oră, dar nu se întâmplă. Merg maximum cât pot aceste mașini încărcate. Gândiți-vă că un autoturism, vorbind de un autoturism de talie normală, da, medie, are nevoie la 50 de km la oră de 30, puțin peste 30 de metri de spațiu de frânare. Gândiți-vă la un asemenea mastodon care mai și încărcat cu 90 la oră în oraș,
când poate el să oprească această mașină. Exact cum a spus și noastră. Șoferii profesioniști, asta este meseria lor, de fapt asta este jobul ei, sunt șoferi profesioniști. Ar trebui să fie nu neapărat un exemplu, dar să conștientizeze pericolul pe care expun pe ceilalți participanți la trafic, pe ceilalți cât și pe ei. Vitezele cu care circulă și modul cu care o fac este absolut de o inconștiență inimaginabilă. Cu părere de rău vă spun că adevărații șoferi profesioniști nu prea mai sunt în țară. Am prieteni, am cunoștințe și dumneavoastră, asistați la discuții și așa mai departe. Șofer adevărat profesionist în România rar mai găsești. Uitați-vă în jurul dumneavoastră. Tocmai de aceea sunt foarte multe accidente și argumentele pe care le aduc în afirmațiile mele sunt faptul că în ultimul timp sunt din ce în ce mai multe accidente în care sunt implicate mașini de mare tonaj. Păi atunci se pune întrebarea, cum ajung acești oameni? Cum ajung oamenii ăștia la volan? Pentru că ei trebuie să treacă niște teste psihologice. Ei trebuie să arate că știu să manevreze un dita mai mastodontul. În a manevra dita mai mastodontul, să știți că asta nu este neapărat un motiv în a fi un conducător profesionist. Am mai spus-o și o repet tot așa în spațiul public. Totul pornește de la pregătirea acestor conducători auto. Atât conducători auto amatori, da, de categorie A, B, cât și a conducătorilor auto profesioniști, a șoferilor profesioniști. Consider că această pregătire ar trebui, cum să vă spun eu, să fie de o complexitate mult mai mare, da, de o complexitate mult mai mare față de ceea ce găsim acum pe piață în pregătirea viitorilor conducători profesioniști. O întrebare de curiozitate, dacă în exterior îi vedem pe cei care sunt împătimiți de viteză, se duc și își testează mașinile pe circuite automobilistice destinate vitezei. Corect. În România, câți dintre îmbolnăviții de viteză, dintre pasionații de viteză, ajung în concursuri, acolo unde te afli și tu? Și nu mă refer aici doar la drifting, pentru că aici trebuie să ai o adaptabilitate foarte bună la condusul cu roți motrice spate. Mă refer inclusiv la cursele de raliu de coastă. Câți oameni din acești pasionați de viteză ajung acolo? Vreau să vă spun încă o dată apreciez și vă mulțumesc pentru modul cum a spus problema și cum a ridicat această problemă. Este o idee senzațională pe care nu foarte mulți moderatori o lansează în spațiul public și mă bucur că mi-ați dat ocazia să dezbat această idee. Am cunoștințe în domeniu, cum vă spuneam puțin mai devreme, cunoștințe, prieteni și așa mai departe. Am contact cu acest fenomen de motorsport care este extrem de complex. Se adesează atât piloților profesioniști legitimați, da, cei care fac performanță, cât și conducătorilor autoamatori. Să știți că în ultimii ani de zile fenomenul de motorsport s-a dezvoltat extraordinar de mult. Cu atât mai mult atinge și partea conducătorilor autoamatori. Adică avem foarte multe evenimente destinate conducătorilor autoamatori unde se pot prezenta, bineînțeles în cadrul, cum a spus noastră, sigur, legal organizat, circuite, parcări extraordinar de mari sau locații extraordinar de mari și sigure, unde își pot descoperi calitățile și abilitățile, poate ale unui viitor pilot. Rămâne doar pentru ceilalți care nu au cunoștință de așa ceva, pentru ceilalți conducători autoamatori, să intre pe grupurile de socializare, pentru că sunt foarte multe pagini care se adresează conducătorilor autoamatori pentru asemenea evenimente. Să se ducă, să vadă și foarte bine a spus problema de ce, pentru că în cazul unor asemenea evenimente îți dai seama de nivelul și de calitățile și de talentul tău până la urmă la volan, care se regăsesc întotdeauna în asemenea situații și fac diferența între a evita un asemenea accident și accident. Două întrebări aș dori să-ți mai adresez. Unu, aceste imagini denotă că lipsa infrastructurii, lipsa autostrăzilor ne aduce în astfel de situații. Și doi, vom dezbate apoi ce poate face un șofer care se trezește așa cum s-a trezit cel din primele imagini pe care le-am prezentat, se trezește că vine un camion de 40-50 de tone cu viteză direct în el. Discutăm întotdeauna de foarte multe ori și aveți dreptate, infrastructura, lipsa autostrăzilor, starea proastă a drumurilor și așa mai departe. O spun pentru a patra oară, circulă foarte mult, atât în oraș, cât și în afara orașului, cât și în afara Bucureștiului, datorită activității mele, evenimente, drift, etape și așa mai departe. Adică în țară foarte mult. Vreau să vă spun că drumuri proaste nu prea mai există. Acum trebuie să recunoaștem, vă spun sincer. Uitați, am traversat toată țara acum o săptămână. Nu prea mai avem drumuri proaste, trebuie să recunoaștem. Într-adevăr, nu avem autostrăzile pe care ni le dorim. Dar concluzia este una singură. Așa cum avem infrastructura la nivelul la care se prezintă în ziua de astăzi,
noi conducătorii auto, participanții la trafic, că suntem șoferi profesioniști, că suntem șoferi amatori, etc., trebuie să ne adaptăm. Adică adaptabilitatea fiecărui conducător auto este foarte importantă. Măi, ok, nu am, și vreau să vă spun despre accidentul Turda Cluj. Nu știu dacă s-a întâmplat cumva pe autostradă. Chiar am folosit acest segment nou dat în folosit Turda Cluj de autostradă, acum o săptămână vă spuneam. Posibil să se fi întâmplat pe varianta veche, mă gândesc. Nu știu exact. Acolo este pentru că făcea stânga. N-avea cum să facă stânga pe autostradă. Exact, da, aia mă gândeam, dar mai era o bandă, în fine, o bandă, acolo mai sunt variante de drum unde drumul se lățește. În fine, trebuie să ne adaptăm, cum spuneam puțin mai devreme, infrastructurii. Ce trebuie? În primul rând, mult mai mare atenție. Adaptarea vitezei în funcție de condiții de trafic. Dacă vezi că este un pluton de mașini din care fac parte 2-3 autocamioane, pentru ce? Să foarte mulți conducători să se grăbesc să depășească acest pluton. Pentru ce? Pentru câteva secunde în plus sau în minus, de altfel, pentru destinație. Nu, trebuie să mergem cu plutonul respectiv. A doua idee. Deci trebuie să ne adaptăm la starea drumului. Este destul de simplă din punctul meu de vedere problema asta. A doua problemă, cum a spus și dumneavoastră, ce facem să ne trezim cu într-o asemenea situație. Vă vorbeam puțin mai devreme despre atenția sporită la volan. Este un lucru extrem de important pentru că această atenție sporită, care de fapt, din care rezultă de fapt și timpul de reacție al conducătorului auto, este foarte important pentru că avem situația în a nu face accident, cum avem primul filmuleț pe care mi l-ați dat, un conducător autoturismului oprește la timp, și a doua variantă în a face accident, adică în a nu mai putea evita contactul, cum se întâmplă la a doua situație cu mașina roșie și autocamionul respectiv. Mulțumesc tare mult, Sorinene!